Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru cei care mă ascultă de obicei. Sau, chiar dacă nu m-au ascultat până acum, sunteți bineveniți cei noi și să vă alăturați acestui canal. Este o etalare în care aș vrea, și am fost ghidată de aseară să fac, aș vrea să vedem împreună în ce direcție vă transformați. Este următoarea, nu este direcția finală, să fie clar, este o etapă într-un proces de transformare, pentru că toți ne transformăm, chiar dacă unii sunt încăpățânați, alții sunt deschiși la schimbare, toți ne transformăm, trecem prin situații mai plăcute sau mai neplăcute și se produce schimbarea mai repede sau mai încet într-o anumită direcție. Și această etalare vrea să urmărească sau să vadă, nu știu ce am de mă bâlbâie așa. Probabil că e o potignire în viața multora. Da? Deci vrem să vedem următoarea etapă. Nu finalul, repet, nu finalul. Următoarea etapă. Aveți de ales între crucea celtică, Phoenix și crucea persană. Dacă vreți să pun așa. Da? După cum vedeți, am ales deja o parte dintre cărți. Aș vrea, după ce le explic, să aleg și câteva cărți din tarot. Vedem, da? Hai să începem cu numărul 1. Ia. Acesta este pentru cruce. Persoană. Numărul 1. Cei care ați ales această cruce celtică, probabil că sunteți creștini convinși. Sau nu neapărat. Este ceva ce vă place la această tradiție? Eventual. Dar, haideți să vedem ce cărți ați primit. Stuck in Mud și Balancing Act. Da, imediat o să vă povestesc despre fiecare existență. Observare și frumusețe. Să facem așa ca să aibă loc toate cărțile, cât de cât. M-au venit trei la voi, parcă mi-aduc aminte, da. Cred că e de fapt invers. Un soi de nouă de cupe, existența. Ah, sunt trei aici, hai să facem un fel. Da, nouă de cupe apare de două ori, dar invers simt nevoia. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi la tarot, sper să nu uit, a apărut diavolul. Se pare că iar apare diavolul și aveți niște cărți care sugerează că v-ați fixat builderul, constructorul, ține de natura saturniană, cel care vrea să-și creeze o viață într-un anume fel, are un plan anume, construiește cărămidă peste cărămidă. Deocamdată. Și am senzația că în această construcție v-ați poticnit, ați așteptat prea mult. Poate ați avut de-a face cu o relație toxică. Diavolul, am zis, a apărut și în celelalte cărți pe care sper să nu mi se le folosesc. Dar, că e vorba de o construcție, că e vorba de o relație toxică la locul de muncă, că e vorba de o relație tradițională, că e vorba de niște adicții, că e o dragoste care creează sau dragoste sau relație, neapărat dragoste, care a creat codependență, care v-a pus în stand-by 7 de monede. Mergeți înspre dragoste față de voi înșivă. După cum vedeți, sunteți într-o perioadă în care începeți. Da, este o dragoste cu 2 și cu 4, 6. E o dragoste în care probabil că ați investit, ați încercat să construiți ceva, ați așteptat eventual cu 7 monede să se construiască, să se formeze, dar ați rămas
Într-un noroi. Și noroi ce este? Apă și pământ. Este o stare emoțională impură, ca să nu zic murdară. Sunt niște emoții negative. Este un pământ care nu-și mai... care se pierde în instabilitate. Dar ce este foarte, foarte frumos este că în perioada aceasta ați început sau veți începe să vă vindecați de această situație. Să vă vindecați și să vă eliberați după o lungă perioadă de observare. Așa simt nevoia să zic lungă, poate nu este. Dar după o perioadă de observare, după o perioadă de analiză de la distanță, dacă nu veți, vă veți detașa cu acest uriu peregrin, vă veți detașa și veți observa de la distanță. Stai, eu de fapt ce fac? Unde merg? Cum merg? Ce s-a întâmplat cu mine? Ce construiesc? Pe cine aștept? De ce m-am lăsat păcălită de, eu știu, ce? Ceva negativ. Poate să fie și o tendință a voastră, repet, de codependență, de a ține de o anumită construcție, de o anumită idee fixă. Dar în această perioadă se pare că vă detașați, repet, poate face și o călătorie, interesant. Pentru unii dintre voi, o călătorie care vă echilibrează, vă aduce mai aproape de aspectele frumoase ale vieții și nu doar frumoase și profunde. Poate mergeți înspre cineva sau cu cineva care are o natură frumoasă. Posibil, inițial ați crezut că sunt mai, așa simt nevoia să zic, sunt mai credul, dar descoperiți că de fapt este o frumusețe autentică care vindecă și eventual vă învățați de la această frumusețe, de la această energie să vă echilibrați, pentru că echilibru înseamnă, da, două puncte. Nu, n-am explicat corect. Echilibru ține de două persoane sau de două puncte sau de două idei, da? Ca să fii în echilibru. Nu poți să manifesti echilibru într-un singur punct, da? Trebuie să te centrezi, da? Trebuie să fie cel puțin două. De obicei două, da? De aia zic că probabil că ați mers de la o situație toxică, de la o persoană toxică, ați mers printr-o călătorie într-un anumit fel. Nu știu cum, voi știți cum, înspre un aspect frumos al vieții. Și descoperiți că viața este altfel, nu este cum e aici în noroi, în care trebuie să vă chinuiți, să pășiți, să vă chinuiți, să construiți, să așteptați, să vedeți ce se mai întâmplă. Nu, descoperiți că viața e frumoasă, că unii oameni se iubesc și iubindu-se radiază o anumită vibrație și vibrația aceea începe și pe voi eventual să vă vindece. Eventual vă deschide chakra a inimii, posibil închisă, că e 2 și cu 4, 6, ține de dragoste, închisă din cauza unei situații, repet, toxice. Interesant că apare balanță, numărul 11, justiția. Poate să fie și un contract la locul de muncă, poate să fie și o căsătorie, posibil și asta, din care vă eliberați, repet, ca să mergeți către dragoste față de voi înșivă. Și interesant este că aveți 9 de cupe de două ori. În momentul în care vedeți cum alții radiază dragoste pentru că se iubesc, începeți și voi acest proces de vindecare, de eventual îi blocați pe cei care v-au ținut în noroi, pe cei care v-au creat în acest proces de vindecare, apare și dorința de a pune granițe personale. Îi veți bloca pe unii dintre voi ca să vă puteți recăpăta libertatea. Veți învăța despre libertate, veți învăța despre dragoste și eventual poate unii dintre voi la un moment dat
Veți și preda despre libertate, despre dragoste, despre dragoste și respect față de noi înșine. Intrați în existență, într-un nou ciclu al existenței voastre. Descoperiți independența, dragostea, vulnerabilitatea, că nu e nicio problemă să fii vulnerabil, da? Că nu e nicio problemă să-ți deschizi sufletul. Asta face parte din procesul vostru de vindecare, transformare. Interesant că vorbim de transformare și apare șarpele într-un fel sau altul ca o confirmare. Interesant, aveți determinare și determinarea este o trăsătură de caracter a faetonului. Și vorbesc de faeton pentru că aici apare 25, care înseamnă 7. 7 este faetonul, cel care alege. Ce fac? Stau pe loc sau merg mai departe, mă eliberez? Și merg eventual către stea. Probabil că unii veți merge către cineva care predă, care inspiră. Și la un moment dat, după ce asimilați, absorbiți această nouă existență, o nouă experiență, dar nu e doar experiență, este o nouă existență. Aveți 1, 1, 1, 9, 9, iar apare 9, 9, 9, ca și numere repetitive. Interesant, 11 și 11. Cam asta este. Și ce vreau să zic despre determinare, aveți determinare de dore, aveți această determinare să vă regăsiți libertatea, să ieșiți din această situație încălcită și confuză și lipicioasă și dirty, noroioasă. Și era interesant, vorbit de călătorie, uite că și aici văd o călătorie, pare mai ciudată, mai riscantă, interesant, pare o călătorie riscantă. Dar dacă sunteți în echilibru și dacă știți, da, dacă sunteți în echilibru, puteți să ajungeți cu bine. Aici este. E riscantă. Ce mai înseamnă această corabie? Ce mai simt? Simt că trebuie să lăsați în urmă, da? Mi-aduce aminte de 6 de spade. Să lăsați în urmă apele, tulburi, ca să mergeți înspre soare, înspre lumină, înspre libertate, înspre dragoste, înspre autocunoaștere. Dar, repet, aveți determinare. Și iar apare, după determinare, 7, 25 cu 5, 7, apare reușite creative. Această dragoste pe care o câștigați față de voi înșivă vă ajută să vă recreați. Asta înseamnă să fii creativ, înseamnă să creezi, da? Să manifesti, să creați o nouă viață pentru voi. Ce spune? Ce spune? Scuzați-mă, ce spune? Ce spune? You can't use up creativity. The more you use, the more you have. Interesant ce văd. Unii, văd aici un trandafir roșu și aici un trandafir alb. Unii lăsați în urmă o pasiune, poate o obsesie pentru cineva sau cineva obsedat de voi, obsedată, sau o pasiune bazată strict pe sexualitate sau pe nevoi financiare sau falsă stabilitate, da? Pentru că vă dați seama că nu vă mai recunoașteți nevoile actuale. Nu vă mai recunoașteți pe voi. Vă dați seama că persoana respectivă a purtat măști.
Ați descoperit că nu era cea pe care ați crezut voi sau cel pe care ați crezut voi că este. Și descoperiți în momentul în care vă vindecați și vă deschideți chakra inimii, veți avea parte de o dragoste pură, un trandafir alb. Veți învăța să vă iubiți cu nouă decupe de două ori și iubindu-vă veți ști cum să oferiți și voi și oferind veți primi dragoste adevărată. Interesant, aveți broscuța de două ori, broscuța care în anumite culturi înseamnă binecuvântări. De fapt, cartea asta reprezintă, e un soi de nouă de cupe, dar sunt binecuvântări divine. Mergeți în această nouă existență, iar și aici sunt steluțe, comete, da? Veți avea parte de bucurii, de reușite, de spor. Dar trebuie să lăsați pielea cea veche, da? Eventual, tentația va trebui sacrificată. Tentația în sensul negativ, nu că cineva va tenta. Voi știți că nu e... Nu. Aș vrea să mă înțelegeți greșit. Aici apare o situație destul de îndelungată. Pentru că s-a construit în această relație, s-a și așteptat 7 de monede. Nu e doar o aventură, nu doar e o situație de moment sau de scurtă durată, de o lună, două, da? E o situație în care s-a așteptat, poate chiar și ani de zile, 7 de monede. Luni, ani. Și v-ați dat seama că nu e bine. Nu e bine ce se întâmplă. Hai să vedem. Interesant, la capătul setului de cărți, 2 de cupe. O am zis, o să vă găsiți, dar în fața nemanifestată, o să vă găsiți sufletul pereche. Vă eliberați de o situație karmică. Numărul 1. Ce direcție se transformă numărul 1? Veți avea altă viziune despre viață. Se va deschide nu doar chakra inimii, ci și al treilea ochi. Veți vedea cu alți ochi și relațiile vechi, diavolul, 7 de monede, stuck in mind, mad, ce am, cam bun, nu știu ce am astăzi, sau la italarea voastră. Veți vedea cu alți ochi libertatea. Probabil că ați crezut că oamenii liberi nu știu să construiască, nu știu ce vor în viață, plutesc așa într-o derivă, dar nu e așa. O să vă dați seama că nu este așa. Este o nouă existență, este unul, este magicianul. Am senzația că aici veți ajunge la un moment dat, dar deocamdată sunteți în toate celelalte cărți. Adică, bine, până la urmă, fiecare carte, fiecare energie are un început și un sfârșit. Sunteți în faza de început a acestei cărți. Eu așa simt. În faza de început. În ce direcție vă transformați? Iată. De două ori. V-ați tot învârtit. În cerc. În karmă. Da. Până v-ați înămolit. Numărul 1. Patru de monede care pentru mine reprezintă stagnare. Împăratul. Încăpățânare. 4 și 4, da? 5 de spade. Și soarele. Asta este ce frumos. Aveți parte de trezire. Eu cred că e suficient. Posibile că ați fost într-un triunghi amoros sau dacă n-a fost triunghi amoros, au fost situații posibil în familie, în relațiile de suflet, deci ori fi fost ele, la job, au fost oameni care au încercat să vă domine sau poate e și o natura voastră, vedeți voi unde sunteți, ați încercat să dominați, ați încercat să unii, nu toți, da?
să țineți de ce aveți, de ce am vorbit mai devreme de construcția asta, să țineți de bani, de construcția veche, de tradiții. Pentru asta poate că au fost jocuri mentale, argumente, certuri, ori voi cu ceilalți, ori ceilalți cu voi, vedeți? Dar apare soarele, apare trezirea. Meditați acum. Dacă voi v-ați certa cu ceilalți, meditați și vă dați seama, dar de ce? De ce am făcut chestia asta? Pe de o parte. Pe de altă parte, îi lăsați, dacă ei s-au fost certărezi, dacă ei au încercat să vă controleze, îi lăsați să se ducă. Îi lăsați să se ducă și aici este trezirea, vă dați seama că ați produs, poate unii ați produs răni sau ați fost răniți și una și alta, nu pot să zic că toți suntem inocenți, nu? Uneori rănim, poate fără să ne dăm seama, pentru că aici e ideea, nu suntem treji în momentul în care rănim. Că dacă am fi treji, n-am rănit. Poate ați fost indeciși, da? 3, 2. Și astea fac parte din dorința cuiva de control a voastră sau a unei persoane. Pentru că voi, dacă ați fost aici, mergeți înspre soare, înspre libertate, înspre frumos, pentru că vedeți în altă parte. 19 și 20. Vedeți în altă parte. Posibil să fie o femeie. Interesant că aici este la această carte a frumuseții. Este o energie feminină. Bărbatul era cel care construia. Și aici iar este o energie de obicei. Soarele, energie masculină. Dar aici, în această set de cărți, se apare o femeie. Posibil pentru unii să fie o energie feminină, probabil, care predă despre spiritualitate, despre libertate, despre dragoste față de noi, respect, chestiuni de genul acesta, într-o formă sau alta, și vă inspiră, vă atrage. Vă trezește într-un fel sau altul. Nu persoana în sine, nu persoana ca și corp, cât ca vibrație, cuvintele și acțiunile sale vă ajută să vă treziți. Și veți ajunge și voi la un moment dat. Dacă vreți. Dar eu cred că veți vrea. Pentru că cine ajunge în această poziție, chiar dacă mai scapă, chiar dacă se mai nămolește, mai se poticnește, că m-am mai bâlbâit și eu, merge mai departe, se echilibrează, știe cum să se echilibreze, știe cum să renunțe, conștientizează, măi, stai, opa, ce se întâmplă cu mine? Că am schimbat direcția fără să-mi dau seama, nu? Ia să mă întorc pe drumul meu. Și veți avea putere. Ia uite, regina de spade. Gândiți acum, altfel. Văd cărți care sugerează și balanța. Aici, justiția 11, balanța, am vorbit, nu? Dar nu doar cariera, nu doar diavolul, nu doar relațiile karmice, nu doar faetonul. Mai văd iar confirmări că eventual Venus, varianta aeriană a lui Venus, mentală mai bine zis, și dorința de justiție se va manifesta în viața voastră într-o formă sau alta, la un moment dat. Dacă nu acum, mai încolo. Pentru că puterea totuși este într-o zonă a nemanifestatului, necunoscutului, este într-o zonă de umbră. Poate că ați avut jocuri pentru putere, luptă pentru putere cu cineva. Bărbat, femeie, nu contează. Iar apare acest 8. V-ați învârtit în karmă. Dar nu, gata, apare trezirea. Interesant că după... chiar 20. 20 înseamnă judecata în tarot. Renașterea. Vedeți lucrurile altfel clare. Și veți manifesta o nouă viață. Repet, în care vă iubiți, în care sunteți determinați să acționați creativ, să vă creați. Ca să face magicianul, își creează viața sa. Devine independent, individual, sau cum să mai zic, primul și în primul rând nu mai acceptă influența altor persoane, nu mai acceptă să fie controlat. Eventual să controleze. Pentru că se concentrează pe creație.
Nu mai dorești să controlezi în momentul în care știi ce forță creativă și soarele este cea mai mare, da? Cea mai puternică energie creativă. Cam atât. Ha? Să mai zic? Hai să clarificăm 5 de spade. 5 de spade. Clarificăm 5 de spade pentru numărul 1. Interesant, ceva a venit invers. Împărăteasa. Împăratul și împărăteasa, interesant. Și 7 de bâte. Invers. Male preot. Pentru unii, posibil că e o călătorie spre autocunoaștere, da? Călătorie spirituală, că tot vorbeam de călătorie, dar vreau să zic căsătorie. Dar eu căsătoria aceasta eventual toxică pentru unii în care cineva a dorit controlul, face parte din călătoria voastră spirituală. Împărăteasă și împăratul, dar a venit împărăteasă invers. Asta înseamnă că era o falsă împărăteasă pentru unii bărbați. Mesaj. Nu era femeia voastră predestinată, alta este. Probabil că este aici. Aici este frumusețea și împărăteasa înseamnă, da? Venus. Frumusețe, dreptate, puritate, loialitate, echilibru. Acest personaj, dacă a fost femeie, e o femeie. Da? A manifestat energia sa distorsionată. Da? Ia uite cum apare diavolul. Toxică. Probabil că s-a concentrat mai mult pe latura sexuală sau materială. Da? Asta face împărăteasa invers. Nu creează. Poate că voi, în preajma acestor oameni, cât timp nu a spus granițe personale, hai să schimbăm mesajul, cât timp nu a spus granițe personale, pentru că a venit cartea invers, n-ați putut să manifestați această frumusețe, creștere spirituală, abundență, care va veni în momentul în care, da, răsuciți cărțile invers. Dacă sunteți bărbați și ați avut de-a face cu o femeie care a încercat să vă controleze, da, împărăteasa invers poate să manifeste împăratul, da? O femeie distorsionată poate manifesta energie masculină. Sau mai bine zis, o femeie în energia sa feminină distorsionată acționează ca un bărbat, da? Bărbat cu fustă, cam așa zic. Cam așa se zice, da? Vedeți unde sunteți. Și dacă nu a spus granițe în fața lor, au fost discuții, conflicte, chestiuni, da? Acum, aici este soarele. Asta trebuie să schimbați. Eventual. Și 7 de bâte invers merge către 6, care 6 uneori vrea atenție. E egoist, egoistă, se gândește doar la ce își dorește el, ea. Aici e o problemuță. Deci, a fost un împăraș, o împărăteasă, așa zis împărăteasă, dar nu. Nu, interesant că aici e energie feminină. Nu, de fapt a fost energie karmică. Și ați experimentat dacă sunteți bărbați. Dacă sunteți femei, eventual, poate mama voastră a avut o problemă cu tatăl, iar vine un mesaj, da? Și sunt lucruri mult mai profunde pe care trebuie să le vindecați. Că ține de o karmă. Dar pentru unii dintre voi, cred că v-ați întâlnit un suflet pereche, un suflet pereche, care iar vă arată, care se iubește și vă arată calea spirituală, direcția către care trebuie să mergeți. Eventual, într-o formă, poate chiar intuitivă. Deși se pare că există comunicare sau potențial de comunicare cu acest suflet, să vă explice, să vă povestească de fapt ce înseamnă legătură spirituală, ce înseamnă legătură profundă, ce înseamnă să fii împărat și împărăteasă, flacără geamănă, flăcără gemeni. Da? Dar cu cine ați fost? N-a fost. A fost falsă flacără geamănă, fals, adică suflet pereche, da? A fost suflet karmic, o relație karmică. Cam asta e. Și meditați eventual. Meditați. Câte discuții am avut cu acest personaj?
Și sunt discuții pentru că nu învățăm să punem, sau învățăm la timp, dar la un moment dat tot învățăm să punem această, să blocăm această, acest atac. Da? Ceva, ceva, voi știți mai bine, o să-mi povestiți. Dar cam în direcția asta mergeți, înspre soare, înspre frumusețe, înspre binecuvântări, înspre autocunoaștere, dragoste, stimă față de voi, vindecare, ați iubit pe cine nu trebuia și v-ați blocat sufletul, vindecarea chakrei inimii și nu doar chakra a doua, a sexualității, dacă au fost atracții sexuale și doar atât și le-ați confundat cu dragoste. Da, aceasta este o nouă existență în care sunteți vulnerabili, vă deschideți. Ia uitați ce frumos. În fața Universului și vă oferiți acestei noi vibrații. Poate unii vă puneți o dorință. Să fiți cu sufletul vostru pe pereche, că am văzut doi de cupe, cu o persoană la fel de frumoasă ca aceasta, da? Dar nu mă refer la frumusețea fizică, ci și interioară. Vă doriți să renașteți, vă puneți o dorință. Vreau să renască 20. Vreau să recapăt libertatea sau să-mi capăt, depinde în ce fază sunteți. Vreau să mă reechilibrez sau să mă echilibrez. Și când voi ajunge într-un stadiu, într-un anumit stadiu, sunt determinată sau să continui drumul și să predau despre toate lucrurile astea și altora, să-i învăț și pe alții, pentru că știu prin ce suferințe am trecut. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, nu? Cei care ați ales Phoenixul, știți că Phoenix înseamnă renaștere, moarte și renaștere, simbolul scorpionilor. Sau neapărat al scorpionului, mai bine zis al lui Pluto. Pluto, da? Renașteți din propria cenușă. A, nu știu câta oară, probabil, că așa se întâmplă, aveți experiență în renaștere. Așa simt. În fine, hai să vedem cărțile voastre. Ah, așa veniseră. Am timp ce asta este, ce vă susțin, s-am zis să nu uit. În timp ce am amestecat setul de cărți, ce set de cărți? Nu mai știu ce set de cărți. Ah, ăsta pentru carieră. Am văzut justiția. Dacă asta vă spune ceva. Justiția. Contracte. Chestiuni care țin de dreptate. Sau nedreptate. Asta a venit invers și ăsta normal. Interesant, ați ales o pasăre și a apărut vulturul. Și știți că vulturul este simbolul, de fapt, tot al scorpionului, varianta după transformare, după renaștere. Și sunteți pe cale. Ia uite, vă eliberați 8 de cupe. Vă eliberați de niște emoții negative. Vă eliberați de ce nu vă împlinește din punct de vedere emoțional. Au fost niște secrete, eventual. Niște detalii pe care nu le-ați văzut. Dar probabil că practicați mai de mult timp. Am zis Phoenix. Phoenix renaște. Probabil că nu e prima oară când renaște. Sunteți într-o altă fază a renașterii voastre. Au fost confuzii. Dar timpul, interesant, le vindecă pe toate. Clepsidra. Timpul. Și a venit timpul să vedeți lucrurile cu claritate. Să vedeți detalii pe care nu le-ați văzut de la început. În această situație, în această situație, să zic, confuză. 5 și cu 1, 6, interesant, este 6, dragoste, îndrăgostiții. Alegeți să vă iubiți pe voi. Dar 5 și cu 1 în oglindă înseamnă 15, este diavolul. A fost o relație karmică, a fost o dragoste toxică. De care vă eliberați? Am zis... Voi sunteți deja într-o vibrație înaltă, dar ceva s-a întâmplat. Diavolul poate să fie o tentație, un bruiaj. Integrare, integrație, experiența, vă echilibrați. Ia, ce mai e? Am venit 3 aici. Prima a fost, mergeți înspre ceea ce vă spune inima. Nu știu, ca și cromatica, acestea două corespund foarte mult. Poate că cineva a avut familie, că tot am vorbit de justiție. Și ați studiat situația. Măi, atât timp cât e acea familie, căsătorie eventual, că asta înseamnă și justiția, contract, trebuie să-mi văd de drumul meu. Și întotdeauna
dar cu atât mai mult. Cu atât mai mult în acea situație. Meditați. Interesant că aveți aici... Aici. Mai fac și eu, am căpătat ticuri, ia uitați. Bufnița, bufnița. Simbolul înțelepciunii. Da, deveniți mai înțelepți. Sunteți înțelepți, dar poate că... Compania cuiva, interesant, cum vine mesajul, compania cuiva v-a tras din punct de vedere sexual, dar cartea a venit invers, a fost o sexualitate nesănătoasă, din care n-ați putut crea și în care n-ați putut vedea, aici e totuși un ochi, da? Știți cum e? Că prin, dacă ai partenerul potrivit și dacă ai chakrele armonizate, prin sexualitate se trezește kundalini. Se poate, dar și prin rugăciune. Voi ați trezit-o prin rugăciune și v-ați dat seama că sexualitatea respectivului sau respectivei sau situației, a unei situații, poate în căsătoria cuiva, că tu vorbim de familie, de căsătorie, de justiție, da? Poate acolo sexualitatea este blocată sau dezechilibrată. Uhum. Poate acolo, neapărat în relația voastră, pentru că dacă cineva e de vibrație înaltă, n-are cum să manifeste așa ceva. Înseamnă că e vibrația celuilalt. Aha, mersi. Integrare. Ce mai era? Ah, turnul. Și ce mai apăruse? Împăratul. Împăratul, turnul. Turnul. Ah, e o separare. O separare. E o situație care vă zdruncină viața, dar nu doar pe voi, și pe alții. Pentru că în acest turn, întâmplător, poate ați fost întreagăt în vizită în acest turn, dar turnul acesta se dărâmă. Interesant cum simt nevoia să zic. Cred că ați ieșit din turn înainte să se dărâme. Uh-huh. Mai ales dacă erați în vizită. În ce sens? E o situație acolo, apropo de justiție, de detalii pe care nu le-ați văzut. Așa simt nevoia să zic. Apare împăratul și ce mai apare? Ah, bucurie tot timpul. Spre asta veți merge. Posibil o familie, că asta înseamnă o construcție, o familie. Se dărâmă. Pentru că acea familie a voastră sau a unei alte persoane foarte controlate, împăratul e bărbatul divin. Vedem dacă reapare, dar o să vorbim și despre asta mai târziu. Posibil, ați avut de-a face cu un bărbat, în mod special, sau energia masculină foarte încăpățânată, da? Care credea în familie și și-a construit ce și-o fi construit. Dar apare, ați apărut eventual voi, cu această magică vibrație a celei care se roagă și care își urmează în general și acum în mod special, inima. Ceea ce își dorește inima. Și celui sau celor cărora li se dărâmă construcția, trebuie să învețe că stabilitatea ține de coerență, de cursivitate, nu de încăpățânare, nu de stagnare. Stabilitatea e una, stagnarea e alta. Iar apare 8, că vorbim de transformare la această etalare, apare 8 care confirmă și casa 8 a scorpionului, confirmă și transformarea prin care treceți. Dar iar cum vine cartea, cum au venit aceste cărți, probabil că a fost o prietenie, companion, da? Companion. Nu știu cât s-a ajuns la amor sau la altceva, o companie a cuiva. Dar acel personaj, am senzația că stătea în întuneric, apropo de construcția aceasta, de familie. Poate că voi v-ați dorit-o și posibil, unii dintre voi, na, nu toată lumea își dorește familie, dar cei care își doresc familie și sunt în această vibrație, își doresc o familie frumoasă, înaltă, în vibrație înaltă, da? În care e armonie, în care este sinceritate, da? Nu secrete, nu chestii ilegale sau lucruri nedrepte, că, repet, am văzut justiția. Nu prea multă concentrare pe bani, ci și pe relația dintre cei doi, momente frumoase împreună. Asta v-ați dorit sau? Este normal, așa este normal să fie o familie sau... Dar un personaj din preajma voastră trăiește și a trăit în întuneric.
în întuneric, în umbră. De acolo v-a vânat și vă urmărește. Probabil în continuare așa sunt ghidată să zic. Ce aici? 4 și cu 1. Interesant, și avem 4. Posibil să fie acest împărat, dar care trebuie să învețe să manifeste altceva. Este un 1. 4 și cu 1, 5. Da? 5 înseamnă marele preot. Înseamnă spiritualitate. Și până nu își reconstruiește turnul, până nu își reconstruiește principiile, până nu își reconstruiește abundența, dar creată pe alte idei, să zic, până atunci, voi vă vedeți de drumul vostru. Voi vă puteți găsi stabilitatea în drum. Pentru că sunteți zburători, așa simt nevoia să vă zic, zburători. V-ați ales Phoenix-ul, măi, da? Păsările, acolo, în ori își găsesc stabilitatea. Și apare vulturul, este semn de aer. Dar nu mă refer la vreun semn de aer, mă refer la natura voastră emoțională și mentală. Acum vă veți ridica cât mai sus, vă veți detașa emoțional și vă veți ridica cât mai sus din punct de vedere mental ca să vedeți lucrurile de la distanță și ca să vă dați timp, 7 de monede, să vă reconstruiți energiile și să vă refaceți un pic chakrele, probabil afectată de prezența acestui personaj, un personaj în umbră, foarte în întuneric, care nu se deschide, care nu arată. Da, tipic împăratului, varianta negativă a împăratului. Acesta trebuie să-și descopere energia masculină divină, nu distorsionată. Voi oricum vă concentrați pe studiu, pe recuperarea înțelepciunii voastre, pe integrarea acestei experiențe, pe reechilibrare alb și negru, asta îi face parte din viață, știți bine, da? Încheiați un ciclu interesant, încheiați un ciclu. Dar trebuie să aveți un pic de răbdare ca să-l încheiați și ca să integrați această experiență. Și în momentul în care veți integra, veți redeveni ceea ce ați fost și înainte și ceea ce sunteți de fapt. O bucurie continuă și pentru voi și pentru cei din jurul vostru. Ia uite, write it on your heart that every day is the best day of the year. Da? Scrie pe inima ta că fiecare zi este cea mai bună zi din an. Da? Asta este darul vostru. Asta este darul vostru. Bucuria. 3 și cu 2, 5. Casa 5 a creativității. A inimii. Voi aveți inima deschisă. Aveți inima deschisă. De-aia ați simțit că ceva este neregulă în situația prin care ați trecut, prin care treceți și ați intrat în... Ați început reîntoarcerea spre voi, că de fapt 8 de cupe merge către noi, către nouă. Vă reîntoarceți. Noi îl simt aici, la inima, dorința inimii. Vă reîntoarceți la voi, pentru că acolo vă simțiți cel mai bine. Voi cu voi. Eu reîntoarce, vedeți? De fapt, asta fac. Cele două. Se întorc în ele. Dar trebuie să aveți un pic de răbdare, să vă refaceți, să zic, aripile. Probabil că ați ales, am vorbit de zburători, sunteți zburători. E drăguț că și într-un fel și broscuț are aripioare, deși sunt membre, dar sunt ca niște aripioare. Uite și aici sunt aripioare, da, uite și aici sunt aripioare. Mai, unii, mai, ce simt! Wow! Nu vreau să vă arunc prea departe, dar unii puteți să, wow, în momentul în care vă rugați, puteți să vă aruncați, eu așa zic, să vă aruncați sau să zburați, nu la nivelul heruvimilor,
Nici al arhanghelilor, al îngerilor și arhanghelilor, ci și mai mult, la nivelul serafimilor. Wow! Știți că sunt pe mai multe niveluri? Și pentru că puteți să zburați atât de sus, nimeni nu poate să vă ține prea mult timp jos. Eu zic că sunteți deja persoane care știți direcția voastră în viață. O știți. Dacă mai coborâți, mai coborâți pentru unii, pentru alții, pentru familia sufletească, să-i ajutați, probabil ați considerat că cineva este parte din familia voastră sufletească. Nu neapărat familie, poate să fie și din familia voastră. Dar nu țin musai să mă fixez pe această idee. Voi știți cât este de susținut în viața voastră această idee. Dar eu zic că cineva a avut familie și voi ați spus, mai totuși. Eu să-mi văd eu de drumul meu, că n-are rost să-mi complic existența. Că aștept prea mult și nu știu dacă așteptarea asta până ies acest personaj la lumină, până se transformă. Într-un fel sau altul am zis, v-ați ars un pic aripioarele, o perioadă n-ați mai zburat atât de sus, de zburat oricum zburați, dar nu atât de sus. Dar vă refaceți, că uitați, intrați în meditație. Poate unii dintre voi integrați un pic de dans, da, nu doar meditație și dans. Și văd foarte multe mâini. E o chestiune de manualitate, într-o formă sau alta. Poate asta să vă spună ceva. Ori trebuie să scrieți, ori trebuie să practicați ceva cu mâna, să desenați, să modelați, să dansați cu mâinile, să faceți masaj, să gesticulați. E o chestiune de manualitate. Multe, multe mâini. Asta iar mă duce cu gândul la gemeni, că gemenii sunt cei care guvernează mâna, da? Oh, da, înseamnă că aveți energie foarte puternică în mâini, transmiteți prin mâini, atingerea voastră vindecă. Dar, pentru cine o fi să fie, dar, ce mesaj vine? Cred că poate că și voi vă puteți vindeca în momentul cu care vă țineți mâinile, capul în mâini sau o anumită zonă, să zic, vă doare burta și vă puneți mâna pe burtă, vă simțiți un pic mai bine. Nu doar că faceți asta la alții, dar și față de voi. Clar că la copii și la animale ei simt imediat. Poate și la acest personaj. Companionship. Poate că le-ați fost un soi de parteneri, prieteni. Le-ați oferit parte din darul vostru, dar eu am senzația că după această experiență, senzația, așa simt, după această experiență, pentru că mi-au atras atenția aceste mâini, multe, multe mâini. Ar putea, cred, nu că ar putea, cred că aceste abilități, aceste calități pe care le aveți, legate de mână, de palmă, în mod special, vor crește într-un fel sau altul. Vor fi mai puternice, ca acest pom, vor fi mai puternice. Unii poate a studiat despre familie și mai aveți ceva de studiat legat de familie, dar dacă studiați despre familie, și dacă adăugați și experiența despre care am tot vorbit până acum, pentru că nu pot să zic că o anulez tot ce am spus, nu, adaug continuare, voi în acest proces de transformare deveniți autonomi, deveniți stabili, voi pe picioarele voastre, că asta este împăratul, chiar dacă sunteți femei, preluați ceva din energia masculină divină. Și eventual această energie masculină divină vă pregătește pentru a fi susținătorii unei familii, a voastre sau a cuiva. E o chestiune de familie. Studiați, eventual. Studiați. Și uite așa, fiind puternici, stabili și cu aceste calități speciale,
Probabil că veți oferi stabilitate în acest proces de transformare și al vostru, dar și a altor persoane. Aveți de... Ce simt, ce simt? Eu cred că, da, pentru unii, personajul acesta nu vă reprezintă pe voi. Nu. Aici n-ați văzut voi clar. Aici nu ați văzut clar pe cineva. 15, da? 51, 15. Diavolul. Personaj care e preocupat de control, de bani, poate și de relațiile karmice. Adictiv. Misterios, foarte misterios și foarte ascuns cu luna. Nu ați văzut clar. Eventual, nu ați văzut că... V-am zis, am văzut justiția în timp ce am amestecat aceste cărți. Nu ați văzut că acest personaj s-a purtat nedrept, dar acum vedeți. Slavă Domnului! Acum vedeți. Nu ați văzut niște lucruri în familia lor, probabil că urmează să vedeți. Va trebui să vedeți la un moment dat. Că tot am vorbit de acest ochi, da, invers. Nu ați văzut niște lucruri din familia lor? Cu fi căsătorie, cu fi, eu știu, neamul din care vin? Nu ați văzut. Și ce vreau să zic, nu mai știu dacă am zis, că la channeling mai și vin informațiile fără să... îți creez așa un program de prezentare. Acest personaj are un copil interior foarte, foarte traumatizat. Așa simt. Și voi oferiți, ați oferit, nu știu, ori prin felul în care i-ați bătut pe umăr, poate i-ați atins, poate i-ați mângâiat, poate i-ați, în sens prietenesc, nu neapărat erotic, le-ați oferit vindecare și eventual îi puteți ghida și pe ei să se reconstruiască după acest turn, să se reconstruiască, să-și găsească energia masculină divină și nu cea distorsionată, să devină stâlpi ai familiei, să devină oameni serioși, probabil că au încercat, dar într-o variantă negativă sau n-au fost și una și alta. Dar, am zis, împăratul vă reprezintă și pe voi, nu doar pe altă persoană. Voi intrați în această zonă de control. Aveți control asupra vieții voastre, cu răbdare, 7 de monede. Energie pământeană, vă împământeniți, trebuie să vă împământeniți în această eliberare emoțională, pentru că ceva s-a întâmplat la nivel emoțional. Văd multe cărți care țin de apă. Șarpele de apă. Apă, aer. Deci este Uranus. Dar integrați, repet, integrați experiența. Vă veți armoniza. Eu zic că în scurt timp, dar scurtul timp poate să țină. Nu înseamnă în câteva zile, totuși 7 de monede, nu înseamnă în câteva zile. Depinde unde sunteți, dar totuși trebuie să mai aveți răbdare. Eu zic scurt timp, dar tot trebuie să mai aveți răbdare. Scurt timp din punct de vedere, să zic, general, al vieții voastre. Vă veți redresa. Dar totuși trebuie să aveți răbdare. Astea erau cărțile, da? Interesant. 3 de băte. Da, am vorbit de familie, 10 de monede, 2 de monede. Și 3 de băte. Probabil că era o distanță, dar familia. Cineva a oferit și familiei, eventual familia și altor situații. Probabil că ați făcut parte din alte situații, dar repet, eu zic că sunteți genul de oameni cu aspecte înalte, în semne de aer și al scorpionului. V-ați transformat, puteți să vă detașați, aveți experiența transformării, nu e prima oară, aveți deja direcția, știți care e direcția voastră. Vă rugați. Rugăciunea voastră este magică. În momentul în care vă rugați, se întâmplă.
Vi se împlinesc dorințele inimii. Oferiți stabilitate prin rugăciunea voastră. Vindecare, am zis. Da. E o chestiune la distanță, eventual. Dar, ați văzut, e familie. Totuși, voi sunteți o bucurie. Nu doar pentru cei din jur, ci și pentru voi. Voi vă bucurați. Am zis, voi sunteți. Sunteți bine. Și interesant, mergeți înspre împărat înseamnă că deja sunteți în împărăteasă. Sunteți în dragoste necondiționată. Vă conștientizați laturi, aspectele feminine. Ah, mersi mult de inspirație, da? Sunteți în împărăteasă. Și o împărăteasă care, bărbați, femei, nu contează, care a avut un hop. Și acum, cu răbdare, vă detașați de hopul acela și mergeți înspre stabilitate. Adică v-ați creat, vă tot creați această lume și acum începe să se manifeste, să se structuralizeze. Am zis bine? Sper că am zis bine. Mai scuzați-mi și mie greșele, pentru că atunci când fac aceste prezentări, nu pot să-mi controlez, eu știu, corectitudinea gramaticală. Pentru că asta e. Nu este un discurs căutat. Sunt niște informații care vin pe cale intuitivă. Ia uite. Amestec, amestec și apare regele de spade. Aveți aici un semn de spade și cavalerul de spade. Mergeți cu viteză. Recâștigarea, studiul, recâștigarea autonomiei voastre mentale, emoționale și financiare, una la mână. Vă recâștigați înțelepciunea și calmul. Autoritatea, am zis, nu mai știu de câte ori fi zis-o. Cavalerul de spade. Și probabil celălalt personaj va veni spre voi, pentru că e un personaj mai matur și un mai puțin matur. Cavalerul trebuie să treacă prin regină ca să ajungă la rege. Adică... Da, zis, am vorbit. E extraordinar împărăteasa și aici este. Dacă ați fost pus, mai, cineva v-a pus într-un triunghi amoros, trebuie să zic. Sau dacă nu e triunghi amoros, a avut alte preocupări, prieteni, situații, la, da, imaturitate, energie masculină, distorsionată eventual. Dar, ce mă apare? Da, moartea, turnul. Ați schimbat direcția. Vă concentrați pe voi. Posibil că a fost o situație la distanță, dar am zis, sunteți preîmpărăteasă și împărăteasă. Femei independente în mod special. Și bărbați puteți să fiți, dar în energia feminină. Dar acum, aici este. Vedeți cum energiile feminine stau în zona nemanifestatului. Deocamdată trebuie să intrați într-o energie masculină, rațională. De obicei, da. Veți urma în continuare dorința inimii. Dar acum trebuie să analizați niște detalii, să vedeți. Da. Aici este o lupă, aici cineva studiază. Regele de spade, foarte gânditor, bun strateg. Da? Aici iar detașare mentală. Aici trebuie să înspre... Asta e etapa către care mergeți. Cu alte cuvinte, trebuie să faceți spațiu între minte și suflet acum. Ia uite, îndrăgostiții, regina de cupe, 4 de monede, mai dăm o carte. Ia uite, justiția, mai! O situație, 9 de... de spade și 10 de spade. Și iar 7 de monede și soarele. Aici este energia voastră, viața cuiva. Viața cuiva în umbră, da? 7 de monede. Personajul acesta, în umbră. Cu conflicte acasă, cu dureri, cu trădări acasă sau la locul de muncă sau și. Dar, zic acasă pentru că e o familie. E contract. Posibil apare o atracție, a apărut o atracție, că am vorbit de 5 și cu 1, 6, da, îndrăgostiții, dar varianta, s-a manifestat varianta toxică dintre voi. Poate că sunteți flăcări gemene, poate. Dar știți cum e? Că flăcările gemene trec prin mari încercări până să se trezească celălalt, până să hotărâți să stați împreună, până să hotărâți să lucrați, să vă aflați care e direcția pe care trebuie să o lucrați sau care e misiunea pe care trebuie să o împliniți. Însă, v-am zis, voi sunteți în dragoste, voi sunteți în dragoste, regina de cupe, împărăteasa, preîmpărăteasa. Mai dăm o carte, am zis că mergem pe 4 cărți.
multe. Și asta e alegerea, îndrăgostiții. Alegerea este să vă iubiți, să vă vindecați, să vă stabilizați. Și cum? Asta e 4, 4, împăratul. În dragoste. Hai! Aveți stabilitate prin voia bună pe care o emanați, prin dragostea pe care ați atras-o și o atrageți. Și, repet, acum, energia aceea masculină participă la reechilibrare. Că aveți nevoie și de masculin și de feminin, da? Interesant că iar vine cavalerul de cupe. Am crezut că e tot de spate. Cavalerul de cupe. Da, voi veți vindeca. Veți merge înainte. Cu voie bună. Asta e direcția. Sunt etape, da? În transformarea voastră. Refuzați această situație. Am zis eu, un bărbat care s-a concentrat prea mult pe bani, pe așa, vă detașați. E o distanță posibil, personajul încăpățânat, vă urmărește în continuare, treaba lor ce fac, voi concentrați-vă pe această alegere. Pe manifestarea prietenilor cu vibrație înaltă, aș spune. Dacă a fost o tentație, ați trecut repede peste. Poate să rămână prietenie sau veți vedea ce va rămâne. Important este să vă păstrați cupa curată, apele curate. Și pentru asta trebuie să vă eliberați, da? De confuzii, de frici cu luna. Posibil personajul acesta să vină la un moment dat, că e un personaj, să-și ceară scuze cu cavalerul de cupe, să încearce să fie altfel, pentru că apare un turn, în procesul vostru de transformare se transformă și ei, mai ales dacă sunteți flăcări gemene, transformarea voastră aduce implicit și transformarea lor. Așa cum, da, știți bine că nu degeaba v-ați întâlnit tocmai ca să-i scoateți din tuneric, să descopere lumina. Da? Să descopere că stabilitatea înseamnă, este în schimbare. Stabilitatea înseamnă să mergi în continuu și să te adaptezi situații, nu să stai pe loc. Asta trebuie să descopere, apropo de stabilitate de împărat. Dar aș vrea totuși să clarific. Clarificăm, te rog, cavalerul de cupe. Clarificăm cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe este voios, patru de bâte este voios, sau sunt voioși cele două personaje. Chiar dacă intrați în această energie masculină rațională, vă veți redescoperi, ia uite puterea, vă veți redescoperi dorința de viață, bucuria. Cheful de glume. Da, cineva vrea să-și ceară scuze. Deocamdată nu îndrăznește. Mai dăm o carte pe puterea invers. Trebuie și acela să se transforme. Asta e transformarea voastră, aduce și transformarea lor. Ce? 4 și cum? Mai dăm o carte pe puterea invers. Regina de băte. Probabil că se simte intimidați de voi. Așa simt. Că voi radiați, sunteți în energia aceasta feminină, dar trebuie să vă redescoperiți o perioadă. Împăratul din voi, doamnelor. Uite, la capătul setului de cărți, același rege de monede. Da, ați fost puși într-un triunghi amoros, probabil că la locul de muncă. Dar acum vă detașați, puneți blocaj în fața acestui aventurier.
care avea și soție, familie, că tot am vorbit de familie, și era și atras de voi, cavalerul de bote, da. Dă și pe îndrăgostiți o carte, te rog frumos. Ia uite, regele de monede. E îndrăgostit de voi, dar și acesta trebuie să aleagă. Parcă se și uită, da? Înspre voi. Ia, se simte abandonat. Toată fericirea, toată pasiunea, își dorește renaștere cu voi, își dorește împăcare, dar deocamdată se simte părăsit. Asta e. Pentru că voi, 8 de cupe, da? Mergeți către reconsiderarea voastră, revindecare, cum mai vreți voi să ziceți, re. Și integrarea acestei experiențe într-un mod armonios. Adică, știți, am zis că sunteți, v-ați transformat de nu știu câte ori. Știți că nu puteți să rămâneți ranchenuși, știți că nu puteți să rămâneți fixați pe această experiență și asta înseamnă să integrați și să ieșiți din ciclul acesta. Din cerc, din ciclu. Și aveți de două ori șarpele ăsta, da? Aveți de două ori. Vedeți? Cam atât. Sper că v-a plăcut, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și trecem la următorul număr. O să vedem. Mai. Cei care ați ales această cruce, hai să vedem în ce direcție vă transformați. Cruce, persoană. Numărul 22 să însemne ceva, 15 eventual altceva. Dai 2 și cu 2 e 4, 5 și cu 1. Nu. 2 și cu 2 devine 4. Pentru unii dintre voi trebuie, poate că, dacă sunteți bărbați, trebuie să vă puneți această intenție. Că vreți să deveniți împăratul vieții voastre. Da? O figură autoritară. Nu autoritară, autonomă, puternică, stabilă, nu autoritară. Una e să fie autoritar și alta e să fie autonom și puternic. Vreți eventual să deveniți puternici din punct de vedere bărbați, femei, nu mai contează, dar în mod special pentru bărbați, probabil, că vine un mesaj. Să fiți independenți, este cartea independenței, a carierei. Vreți să ieșiți în evidență, puternici, stați în fața tuturor, apele înseamnă mulțimi, în fața mulțimilor ieșiți în evidență. Asta e intenția. Dacă vă puneți această intenție, veți reuși să faceți în această perioadă. Este un nou, este un univers încă nemanifestat. Da? Dacă sunteți bărbați, am senzația că v-ați întâlnit cu energia cum? O energie feminină înaltă. Care vă... Cum să exprim? Care are acest potențial creativ. Eventual vă inspiră. Așa simt. Nu vreau să... Insist deocamdată. Experiență. Străbunii și eliberarea. Interesante cărți. Acestea au venit inversa, o să le citesc normal. Autorul. Cristal. Autorul vieții voastre. Asta e. Să fiți autorul. E intenția. Intenția. A trebuit să începeți să scrieți, să faceți manifestări în scris. Mersi mult de mesaj. Să faceți manifestări în scris. Să scrieți într-un jurnal. Ce vreți să deveniți. Cum vreți să deveniți. Este o ambiție pe care trebuie să o, de care trebuie să vă țineți. Nu că dacă, adică trebuie să vă concentrați și pe pașii pe care îi faceți. Cristal. Cristalizați, sunteți puternici, veți deveni puternici în această perioadă prin care treceți și trebuie să cristalizați o experiență cu cineva, experiență. Că e trei de bute, poate să fie o experiență la distanță, la o călătorie. Care vă readuce speranță eventual, că asta înseamnă trei de bâte speranță. E o experiență pe care a trebuit să o scrieți ca să se cristalizeze și să vă ajute în acest proces de transformare care vă va face mai puternici. Frumos.
Posibil, afară de intenția, a trebuit să lucrați și cu cristale. Unii dintre voi, în mod special cu ametist, simt nevoia să zic și aur, chiar dacă nu e cristal. Dar trebuie să fiți plin de gratitudine pentru această înțelegere. Și care este experiența, înțelegerea? Că dacă nu vă puneți intenția, nu veți reuși. Ideea este că trebuie să vă doriți ca să reușiți un lucru, da? Apare un as de monede și regina de monede. Că vorbim de casa Capricornului, a 10-a carierei, a manifestării, iar intenția care vă aduce stabilitate. Probabil că odată ce deveniți sau ce intrați pe această cale, prin acest portal, veți manifesta ori un nou job, ori o nouă relație cu un personaj stabil, un personaj care știe să manifeste ca și voi și veți avea succes, eventual amândoi. Dar ce mai văd, apare regina de monede de două ori, calul de două ori și scorpionul. Regina de monede și prima oară a venit invers, da? Și înțeleptul. Unii dintre voi, pentru că aveți niște străbune aici și aveți și un portal, unii dintre voi, nu știu câți sunteți, pentru cineva, trebuie să vă eliberați de o energie feminină care nu este înțeleaptă. Poate e prea concentrată pe latura sa materială, fizică. Sau nu are ambiții profesionale. Da? Pentru că aici a venit regina de monede în poziție normală și cu asul de monede. Potențialul ăsta și soarele în spate. Da? Iese în evidență. Interesant, aici o stâncă. Da? Iese în evidență. Și voi trebuie să puneți această intenție să ieșiți și voi în evidență. Am zis că împreună puteți. Pentru că 5 și cu înseamnă 6. Înseamnă îndrăgostiți, e un cuplu. Dar 15 înseamnă și diavolul. Unii dintre voi trebuie să ieșiți dintr-o relație karmică, poate să fie parte dintr-un tipar al familiei străbunilor voștri, să ieșiți în această stare de îngheț. Nu v-ați descoperit potențialul. Asta tot încerc să explic, nu știu ce am astăzi. O mică potignire. 2 și cu 6, 8 înseamnă transformare, da? Și iar aveți 2 și cu 4, 6, da? Trebuie să mergeți de la 15, de la relația karmică înspre îndrăgostiți relația darmică, în care cei doi sunt două relații pe care trebuie să te separați. De care trebuie să vă separați? Prin intenție. Asta e și 3 de bute, înseamnă și triunghi, dar nu e obligatoriu. Poate să fie o relație cu cineva din familia voastră. Sau, da, regina de monede poate să fie și o mamă lipsită de înțelepciune. Fixată, eu știu, doar pe dorința de a avea bani. Nu de a manifesta creativ, pentru că regina de monede poate să fie și creativă. Varianta sa frumoasă. Este un personaj care își cunoaște valoarea. Care știe că este în evidență, știe să iasă în evidență într-un mod frumos. Poate că unii ar trebui să mergeți, cristale și văd această stâncă, ar trebui să mergeți pe munte sau ați fost pe munte, că văd călătorie, văd chestiuni legate de munte, așa simt, pe munte. Dar da, trebuie să vă eliberați libertate. Iar apare calul, dar apare unicornul. Am zis că unii dintre voi, bărbați, femei, nu contează, v-ați întâlnit cu un personaj care este out of space. Da, este unicorn, este altfel. Aveți voi impresia că, băi, din ce lume trăiești, din ce lume vii, pe ce lume trăiești, da? Dar acest personaj știe ce manifestă. Poate că face artă, dar nu obligatoriu. Poate că are viziuni, dar cu siguranță are viziuni, dar unii nu le înțeleg. Ideea este că împreună puteți să fiți puternici, dar ca să fiți împreună,
trebuie să deveniți și voi puternici. Bărba, femeie, nu contează. Veți ști despre ce vorbesc. Interesant, aici la autor sunt două persoane. Da, este și un înger care vă ghidează cum să faceți intențiile și sper și această etalare să vă ghideze cât de cât cum să vă faceți intențiile. Eventual vă mai documentați. Dar am zis, unul este într-o vibrație înaltă și îl învață și pe celălalt să devină puternic, să se ridice, să iasă în evidență, să facă ceva special în lumea sa, în viața sa, să creeze. Este și multă pasiune între voi, cu trei de bute și scorpionul, dar aici este, scorpionul înseamnă transformare. Această energie sexuală, această atracție, această pasiune trebuie transformată. Dacă voi până acum, ca și femei, nu v-ați cunoscut valoarea, nu ați fost suficient de înțelepte sau nu ați acordat atenție, să zic, nu v-ați acordat voi atenție și nu v-ați studiat pe voi, ar cam fi cazul. Da? Să întoarceți cărțile în poziție normală, să deveniți mai înțelepte, mai înțelepți, bărbați femei, și să manifestați această încredere în voi, în valoarea voastră, că sunteți persoane speciale, fiecare este special, că fiecare poate să facă ceva special. Și iar vorbim de carieră. Dar trebuie să vă descoperiți. Pentru asta trebuie să faceți intenții, să scrieți, să studiați. N-apare studiu, dar avem semnale de casa a 10-a, a jobului, da? A imaginii publice. Poate că unul dintre voi, într-adevăr, e mai ambițios și celălalt trebuie să-și, da, 4 și 5, să-și redescopere sau să descopere ambiția. Și la sfârșitul acestui proces de transformare veți fi recunoscători pentru înțelegere. Orică cineva v-a înțeles și v-a ghidat la modul subtil, nu știu cât prin comunicare, cât prin exemplu. E ca și când cineva îți arată, uite ce fac eu, uite cum scriu eu, uite cum desenez eu, dar nu ți explică cu schițe, cu eu știu ce demonstrații, da? Pur și simplu face în fața voastră. Îi urmăriți lucrând. Și vă place ceea ce face acest personaj. N-aș spune că e un copy-paste aici, dar trebuie să vă descoperiți voi latura voastră autonomă, originală, capabilă, repet, de a crea. Dar pentru asta trebuie să vă eliberați de niște tendințe care, sau mai bine zis, de niște restricții care vin din familia voastră, din străbuni. Acolo ceva vă ține pe loc. Eu aș zice că puteți să schimbați această regină de pământ, da? Invers, chiar dacă ea a venit așa inițial. Pentru că a doua, sunt două. Pentru unii bărbați sunt două femei, una care nu-și cunoaște valoarea, nu se respectă, mai bine zis, că poate are aere de, eu știu, domniță, dar nu se respectă, și cealaltă care se respectă și cealaltă care creează. Ori voi veți fi după această intenție, în acest punct de început cu această persoană, ori ei sunt într-o fază în care creează un proiect nou și urmărindu-le, că poate să fie și bărbat, da? Urmărind acest personaj, cum lucrează, cum transformă lucrurile în fluture, cum transformă materia, cum transformă și transformă viața, implicați în acest proiect, veți învăța foarte multe. Interesant cum vine mesajul. Înainte să ne iertăm unul pe altul, trebuie să ne înțelegem unul pe celălalt. Da? Deci trebuie să iertați pe cineva. Trebuie să înțelegeți că personajul acesta eventual a fost adictiv. Poate că acest personaj toxic sau care nu se apreciază sau nu se respectă, și oamenii care nu se respectă nu respectă nici pe ceilalți. Scorpionul are o travă în el, da?
Probabil acest personaj era foarte otrăvitor și celălalt foarte idealist. Trebuie să înțelegeți de ce este așa acest personaj. Pentru că are din neam ceva, din străbun, din alte vieți. Da? Și atunci vă eliberați. Eliberarea, libertatea, eliberarea aduce și iertare și înțelegere. Am zis, nu să ai femeie, dar așa apare imaginea pentru unii. E o femeie foarte puternică, independentă, amazonă. Iar apare calul. De 3 ori apare calul. Măi, și nu mi-am luat inelul cu cal. Păi. Probabil aici apare marcaj însăgetător. Și avem și 3 debute care să confirme, da? Acest personaj își manifestă prin ceea ce creează sufletul pereche, sufletul flacăra geamănă. Dacă simțiți că vă atrage și că vreți să învățați și că ar fi suflet pereche, trebuie să fiți ca ei, ca ele. Să fiți creatori. Să fiți stabili. Să fiți oameni care creează valori și își cunosc valoarea și se respectă, care nu permit toxicități, nu permit stagnări, deci o stagnare, parcă cineva vrea să și blocheze. Da? Trebuie să învățați să ieșiți în evidență, pentru că toți avem ceva unic și trebuie exprimat. E parabola talanților, iar gândiți-vă la parabola talanților pentru unii dintre voi. 7, interesant, aici este casa relațiilor, a balanței, de fapt, casa 7, a balanței. Poate că unii dintre voi vă simțiți singuri sau știți că trebuie să vă însingurați din cauza acestui personaj. Repet, varianta negativă a reginei de pământ. Mamă, rudă sau soție. Poate să fie și bărbat, evident, cu marcaj în capricorn, nu zic musai, dar marcaj. Concentrat ori foarte mult pe bani, pe carieră, marcaj. Da, aici este 2 persoane diferite. Una foarte otrăvitoare, care comunică, nu știu, agresiv, toxic, manipulator, și cealaltă foarte idealistă. Interesant că și aici ai a 3-a carte de foc, eventual. Poate că trebuie să puneți distanță față de acest personaj. Aceasta reprezintă 6-a ceacră, al 3-lea ochi. 6-6, iar numărul îndrăgostiților. Suflete pereche, oameni care ne completează sau ne ajută să ne completăm prin viziunea pe care o au despre viață și pe care nu arată. Au o viziune și o arată prin ceea ce fac, prin ceea ce creează, prin valorile pe care le fac. Ciudate, da. Asta este etapa prin care treceți în acest proces de transformare. În timp ce amestecată au apărut îndrăgostiții, țin să vă zic, da? Au apărut îndrăgostiții. Că am vorbit de îndrăgostiți chiar de la început. Alegerea importantă, dragoste. Dragoste, poveste de dragoste. Și trebuie să lăsați în urmă ce un personaj care a încercat să vă controleze, da? E o separare. E o tăcere. Într-o formă sau alta. Ne controlează. Eu am deschis tot la regina de monede. Regina de monede și cavalerul de cupe. E o romanță pentru unii. Deci transformarea prin care treceți implică și o romanță pentru unii dintre voi. Pentru majoritatea. Hai să vedem. În ce direcție mergeți în acest proces de transformare? E o etapă, nu-ți vorbesc despre final. E o etapă.
E ca și când, domnule, până ajungi la Paris, trebuie să treci prin... Prin ce? Prin Craiova? Zic și eu. Nu știu. Cum se ajunge la Paris cu mașină? Dacă mergeți cu avionul, cred că ajungeți direct. Dar, pentru cei care aveți mai mult de mers, înțelegeți ideea. Sau ca așa, să ajungeți la Paris, trebuie să ajungeți mai întâi, să treceți prin Roma. Da? Și pe urmă, următoarea escală este Parisul. Ha. Prin ce... Sau următoarea fază în transformare. Regele de spade, da? Trebuie să fiți înțelepți. Cineva nu e înțelept. Am vorbit de casa balanței. Poate există și marcaj în balanță pentru mine? Poate. În fine, hai să vedem. Hă? Sau să tai? Hai să tai, da. Tai numărul 3. O dată, de două ori, de trei. În ce direcție mergeți în această transformare? Asul de cupe și asul de bâte. Intenții. Astea sunt începuturi. 5 de cupe, 5 de monede și luna. Vă vindecați, asul de cupe înseamnă vindecare. Vă vindecați de acest sentiment că voi nu meritați. Din cauza că nu meritați, că tot vorbeam, deci trebuie să ieșiți în evidență prin ceva. Trebuie să faceți, să deveniți 2 și cu 2, 4. Da? Stabil, bărbați, femei, nu contează, stabil, regina de monede, chiar dacă sunteți femei, trebuie să fiți stabile. Ca să vă atrageți bărbați stabil, serioși. Da? Dacă sunteți bărbați, trebuie să deveniți bărbați. Măi, împărați, nici măcar regi, împărați. Dar, aici o chestiune apropo de lună. Luna ține de mamă sau de energie feminină. Ascunsă, confuză, poate chiar înghețată emoțional pentru că a venit invers. Poate cineva cu lună în Capricorn, dacă aveți o mamă cu lună în Capricorn, lună, n-am nimic cu zodia Capricornului, vă rog frumos să fie clar, dar cine știe astrologie, luna în Capricorn este înghețată. Emoțional. Este o lume emoțională care are nevoie de foarte, foarte multă căldură, răbdare și timp ca să se dezghețe. Dar interesant că apare și asul de cupe. Sunteți între două energii, eventual. Feminină, interesant. Una oferă căldură, cealaltă o reține. O îngheață. Regina de gheață. Mă mir că n-a apărut regina de spade, dar în fine. La capătul setului de cărți, lumea. Iar apare regina de monede, da? În varianta sa bună, care muncește și față de care aveți o pasiune și vă simțiți foarte atrași. Asul de bâte, nu doar fizic și regele de bâte, dar simțiți și legătura aceasta emoțională pentru unii dintre voi. Lumea poate să și cu 3 de bâte... Și cu atâția cai, faeton, distanță, da? Să fie o distanță între voi și acest personaj. Ia uite, vorbeam, amestecam, nu știu de ce am început să amestec, știți cum e? Apare justiția, am vorbit de justiție, dar poate să fie o căsnicie sau e o chestiune care ține de karmă. Și cavalerul de spade, dorința cuiva, nu, dragii mei, nu să vă luați motocicletă, ci de a comunica niște secrete, de a comunica aceste frici, interesant, frici, griji, dorința de a manifesta o latură, să zic, combativă, că tot vorbeam de la început. Unii dintre voi trebuie să fiți mai luptători. Dar, hai să vedem. Aș vrea să clarific. De ceasul de cupe înseamnă vindecare, deschiderea chakrei inimii. Trebuie să învățați să exprimați emoții și să exprimați valoare. Nu doar prin felul în care faceți bani, nu doar prin și nu doar bani, ci și profesional să deveniți o autoritate, da? Nu doar stabil, ci și o autoritate, persoane înțelepte cu experiență. Și mai bine zis, și
de să exprimați emoțiile și să exprimați față de oamenii care merită de respect, să exprimați acest lucru în cazul în care n-ați exprimat. Pentru că, na, dacă așa ați fost învățat sau poate așa ați văzut la, eu știu, în stânga, în dreapta, în mod special acasă și în mod special la niște energii feminine negative. Dar, probabil că unora dintre voi, vă este doar de personajul care v-a oferit dragoste și care v-a deschis. V-a pus mâna pe inimă și v-a deschis inima într-o formă sau alta. Voi știți, eu transmit ce primesc. Vă este dor cu 5 de cupe. Simțiți că această lumină s-a dus undeva și voi ați rămas aici singuri. Și iar vă întoarceți la acest sentiment că eu nu merit nimic, că eu sunt singur, singură și cheia e la voi. Eventual, cheia v-a oferit-o acest personaj, într-o formă sau alta. Cheia este intenția pe care o puneți. Interesant, aici e o cheie, acolo o floare, aici e un creion. Aveți instrumentele, aici este cineva, are o peniță, are o pensulă, da? Aveți instrumentele, are arc, da? Aveți instrumentele, cineva v-a arătat, uite, astea sunt instrumentele mele, cu astea lucrez. Tu trebuie să-ți găsești instrumentele tale, nu ale mele. Aveți instrumentele cu care vă puteți elibera, eu aici o ușă, da? Și aici un portal. Aveți instrumentele. Trebuie să vă urmați și intuiția. Și când faceți intențiile, ascultați-vă intuiția. Când căutați noua direcție, ascultați-vă intuiția. Când încercați să discerneți, că am văzut îndrăgostiții între regina de monede invers, lipsită de înțelepciune, și regina de monede, care își creează asul de monede, propria afacere, un nou proiect, da? Discerneți între. Că a apărut justiția. Trebuie să... Nu e vorba doar de alegere, forma de cum exprimați. Ca să fiți corecți. Că nu vă puteți... nu știu pentru cine vorbesc. Comporta cu acest personaj, nu, cu acesta, de ca și când ar fi acesta. Acum, dacă voi sunteți aici, voi trebuie să ajungeți acolo și trebuie să întoarceți cărțile în poziție normală. Voi trebuie să aveți încredere în voi și pentru asta, ca să vă căpătați înțelepciunea, experiența de viață, autoritatea, trebuie să fiți o perioadă un pic singurei și să vă analizați și să investiți în voi să lucrească. Orice proces de creație implică și însingurare, solitudine. Și atunci, 5 de monede nu mai este un chin. Este o experiență. Hai să ia clarificăm 5 de cupe. Pentru numărul 3, 5 de cupe. 7 de monede. Decât să plângeți, să regretați, să stați în depresie, mai bine investiți cu răbdare. 7 numărul faetonului, da? Care merge către stea, către eliberare. Da? Cu răbdare. Aveți răbdare că veți crește, vă veți elibera, veți ajunge la scopul vieții voastre. La capătul setului de cărți, 6 de debute. Victorie. Am zis, cineva are victorie, cineva are... Da. Personajul la care vă gândiți. Da. Aici o schimbare. A venit soarele, a venit fericirea, a venit personaj care v-a făcut să vă simțiți foarte bine, să vă scoată din gândurile astea. Din starea aceasta de răceală, am vorbit de regina de spade, apare și regina de spade. O stare de răceală, emoțională. Să descoperiți că voi simțiți. Am zis, este un univers încă nemanifestat. Voi simțiți, voi puteți să iubiți, voi puteți să fiți deosebiți, puteți să ieșiți în evidență. Da? Ca și acest personaj la care vă gândiți. Puteți să aveți și voi victorile voastre, decât să stați să ziceți că nu mi-acordă timp, că e pe scenă, sau că pictează, sau că scrie, sau că e la job, știi? Decât să vă gândiți așa, sau poate cineva așa se gândea la voi, dar în fine, decât să vă gândiți așa, mai bine creați-vă victorile voastre. Și veți merge mână în mână, da? Veți fi puternici.
Clarificăm 5 de monede. Sentimentul ăsta de abandon. Eu aș pune cărțile invers, dacă ar fi. De fapt, așa le-aș pune. Luna. Trebuie să ieșiți în această stare. Da? Eu așa le-aș pune. Și asul de cupe. Dar, merg și așa și așa. În fine. Clarificăm 5 de monede. Poate că regretați încă, unii dintre voi regretați relația aceea în care persoana, regina de monede invers, n-a avut înțelepciune. O relație în care lucrurile se dezvoltă greu. Eu zic mai bine să vă concentrați pe ce aveți voi de făcut. Iar 7, numărul relațiilor. Clarificăm 5 de monede. Și nu doar eu, și cărțile. Spun, să deveniți autorul vieții voastre. Să vă puneți această intenție. 22 în număr, maestru, puteți să faceți lucruri deosebite, dar dacă stați după unii și după alții să-i așteptați, vă pierdeți. Ajunge să fiți ca ei. Vă pierdeți și înțelepciunea și potențialul. Sunt niște talanți. Apropo, interesant. Regele de spade. Probabil că vă simțiți singur, dar găsiți-vă înțelepciunea. Rațiunea vă spune să vă duceți în altă direcție. Și rațiunea și intuiția. Și aveți suficiență istețime, că regele de spade isteț. Și cum să faceți bani? Și cum să ieșiți în evidență și cum să găsiți cheia, să adaptați, puteți, chiar poate nu e cheie, da? Poate deschideți cu altceva. Cum să vă eliberați? Că regele de spade e foarte isteț. Da, cred că personajul care își cunoaște valoarea a plecat înspre victorile sale. Și vă este dor de acest personaj, bărbat, femeie, ce-o fi. Simt că ar putea să fie o femeie. Dar aici un bărbat care se simte părăsit. Da? Probabil că femeia a simțit că intră într-un hău. Așteptând să crească. E o energie foarte pasivă. Aici toată energie masculină pasivă. Nici regele de spade nu pot să zic că e prea activ, dar măcar e activ intelectual. Își pune la punct un plan. Intenție, scrie, gândește. Își face planuri de acțiune cum să ajungă sus. Eventual. Luna. Clarificăm și luna. Și totul pornește de la dragoste. De la dragoste față de voi, de la dragostea pe care ați primit-o de la cineva. Cineva va arăta. Ia uite ce cărți. Extraordinar. Extraordinar. Ia uite ce cărți au venit. Luna. Am zis, dacă e o energie feminină, că se pare că cineva, ori v-ați îndrăgostit de o femeie care își cunoaște misiunea, sau de un ghid spiritual, bărbat-femeie, că aici sunt doi bărbați, interesant, și aici sunt două femei, interesant. Am zis, băi, ce chestie, poate că sunteți flăcări gemene. V-ați întâlnit flacăra geamănă, că stea înseamnă predestinare. Dar trebuie să fiți ca ei, că altfel n-aveți cum să stați în această energie, da? Steaua și soarele, a zis cineva care are victorii, care știe ce manifestă, care e creativ, care prinde speranță, de credință, da? Dacă nu sunteți și voi la fel, spirituali, temperați, echilibrați, apă, foc, cele două forțe care creează în universul ăsta. Dacă nu urcați pe această scară și nu doar pe scara spiritualității, dar poate și profesional. Dacă nu vă bucurați de această înțelegere, aici, apropo, recunoștință și bucurie pentru înțelegere. Și asul de cupe, că am vorbit de iertare, da? Înseamnă și iertare. Iertare față de voi, față de cei, de străbunii voștri, de oamenii care nu au fost înțelepți în viața voastră și nu v-au ghidat corect. Da? Wow! Luna? Asta e starea de visare, e unicornul. Ce mai simt între, wow, că sunt două ape. Ia uite așa ce interesant. Două ape. Probabil că e cineva cu un marcaj foarte puternic sau marcajul dintre voi foarte puternic pe lună sau pe case de apă. Casa 8-a, casa 4-a, casa 12-a.
Da? Sunt două tipuri de ape, da? Ia uitați. Scorpionul care se duce în jos în frică și se înveninează singur în frici, în emoții toxice. Și unicornul care intră în apele astrale, să zic. Da? Ia uite și aici e luna. Aici este. Unul este în apele acestea. Cred că voi, că, da, de, voi trebuie să puneți intenția. Și celălalt este deja acolo. Ne-a zis, da, ce frumos, dar vedeți ce echilibrate au venit? Două cărți cu energie feminină, două cărți cu energie masculină. Trebuie să deveniți și voi ca ceilalți. Bărbați, femei, trebuie să deveniți ca persoana care va... cu care v-ați întâlnit, probabil că la un drum, a zis, poate la o chestiune care ține de munte, un portal energetic a fost. Este interesant. Interesant, vedeți? 5. Iar. 5. Și 14. 4 și cu 1, 5. De la 4. Manifestați 5. Creativitate. Ca să vă echilibrați. 6. Îndrăgostiți doi oameni care se echilibrează. Mi-aduce aminte individul ăsta când mă uit la el, mi-aduce aminte de Prince. Poate ați putea să ascultați ce? Purple Rain? Purple Rain? Ah, sau When Doves Cry. Nu știu, versurile, dar poate ceva, nu știu, ceva e acolo în acea melodie sau în acele melodii. Foarte interesant finalul acesta. Deci veți merge. O nouă lume, veți pat, eu, dacă vă iubiți, dacă... E un personaj care vă inspiră, clar. Poate unii ați fost căsătoriți, rege de monede, cu o regină de monede care era în varianta sa negativă. Dar apare regina de monede în varianta sa pozitivă, nouă de monede. Preîmpărăteasă, care devine împărăteasă. E faza de preîmpărăteasă, da? Se iubește, se respectă, strălucește, radiază, ia uitați-o. E la distanță. E o nouă lume. Și împreună puteți să vă creați această stabilitate, să vă creați ceva special. Dar trebuie să fiți ca ei. Sau ei ca voi, în fine. Dar vorbim de voi totuși. Cam asta e. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.